Bună seara, oameni buni! Bună seara tuturor! Ei, un nou început, o nouă poveste. Vine astăzi în fața dumneavoastră același Dan Bucura, aranjat, pilcuit, la patru ace, dar cu o goarnă mână. Cred că acum vă gândiți toți, bă, ce caută ăsta nebunit, ce face cu goarna aia acolo? Nu, că trebuia să-mi fi luat și eu un training, o ținută mai așa de scandal cu goarna, nu? E, nu, nu, pentru că facem emisiuni TV, începem astăzi un proiect superb alături de colegii de la Prima News. Proiectul se numește, cum vedeți foarte bine aici, România Reală. Și pentru că în România Reală trebuie să le spunem pe bune și să le spunem tare, cu, din toți plămânii așa, am ales mascota emisiunii, această goarnă. Ea va fi alături de mine și de dumneavoastră în fiecare vineri de la orele 20, Acilea în platou. O să o pun exact pe măsuța la care o să mă așez imediat și unde, de la care o să fac toate aceste emisiuni. Dar nu singur, ci și cu goarna. Vă provoc pe toți să îi dăm și un nume. Uite, avem pagină de Facebook, avem social media. Cine vine cu cea mai bună idee, îi dăm poate și un premiu, cum să denumim. România Reală, încă o dată, este aia pe care o cunosc și eu, o cunoașteți și voi și despre care unii, știți voi care, ar prefera să nu vorbim niciodată. Sau să vorbim doar în cheia pe care și-o doresc ei. Așa, mai sotto voce, fiindcă, na, lucrurile nu trebuie spuse, zic ei. Dar noi o să le spunem, vineri de vineri, seară de seară, două ore aici, o să le spunem pe bune. Cu invitați unul la unul, interviuri, o să vedeți și în această seară primul meu invitat, persoană importantă, nu spui încă cine, vorba lui Caragiale, deși am spus pe Facebook, așa că sunt convins că știți cu toții, dar mă alin și eu. E, și poate și într-o distribuție extinsă în edițiile următoare, cu jurnaliști, cu sociologi, cu analiști. Le spunem fraților pe bune, dăm materiale, le arătăm să vorbească și poporul, că ne-am săturat de vorbele ălorlalți, de vorbele politicienilor, de vorbele guvernanților. Sigur, trebuie să-i ascultăm și trebuie să-i facem să spună adevărul. Că de asta suntem cu toții aici, să spunem lucrurilor pe nume. Unde? La România Reală. Așa că, dragii mei, vă place, nu vă place, vineri de vineri, ca să încheiem, la fiecare oră 20, o să mă găsiți pe mine, goarna mea, invitații și două ore stăm cu goarna pe ei. Bun, da, știți ceva, haideți că ora e scurtă în televiziune și acum ne trezim că vine publicitatea și nici nu trebuie să dau invitatul afară și n-am apucat să vi-l prezint. Așa că eu o să mă duc frumos la locul meu, împreună cu goarna, și vă prezint și invitatul, bineînțeles. Da, până atunci, așa, să ne acomodăm, uite, o pun aici frumos, la asta, ne așezăm, ne pregătim. Bună seara, domnule profesor Cătălin Cârstoiu. Bună seara, domnule. Dumneavoastră sunteți primul. Chiar mulțumesc eu că sunteți alături de noi la prima ediție. Deci o premieră și pentru mine și pentru dumneavoastră. Nu cred că mai e cineva care nu vă știe, mai ales după prezentarea de acum 3 zile, nu? Marți a fost? Marți. N-au fost 3 ceasuri rele, nu? Nu, din contră, s-au aliniat astrele. Dar mai sunt superstițioși de ăștia, domne, marțea nu-i bine, vinerea... Nu am problema aceasta cu ceasul rele, cu pisica neagră, cu coșarul, cu... Deși nu cu coșarul în drum și o să ai noroc de acum... Asta e bine. Da. Da, tocmai vă cunoaște lumea, dar încă o dată, profesor dr. Cătălin Cârstoiu, omul care vrea să ia locul lui Nicuș Iordan. Cel puțin așa spune, la nivel declarativ. Acolo scrie altceva. Păi am zis să-l luxeze, pentru că dumneavoastră vă ocupați de oase. Exact, și articulații. În mod normal le puneți la loc după ce sunt luxați, dumneavoastră trebuie să-l luxați. Exact. Hai să vă iau direct, ce să mai la noi. Aici le spunem așa pe șleau, nu e cu protocol, nu e cu nimic, vă iau direct. Ce vă trebuia dumneavoastră primărie? Bă, erați liniștit acolo, aveați spitalul, făceați și oamenii bine, făceați și ceva bani, că o să atingem și subiectul ăsta.
Acum în campanie circ o să înceapă ăsta să vă dezgroape schelete de pe dulapuri, de pe... Apropo, aveți schelete ca să știu să da, apucăm? Da. Aveți, nu? Am unul la etajul 3 în sala de curs. Colegii mei mai tineri i-au dat și un nume, îl cheamă Gică. Acolo sunt toate oasele într-un schelet veritabil, mulaj, da? Pe care învață ei, învățăm pe studenți. Uite că există un schelet în sala de curs. Deci cine vrea să găsească primul schelet? Devine al... celebru mulajul ăsta în seara asta. Asta Cătălin e, da? Cârstoiu îl găsiți la etajul 3. În sala de curs. Dacă vreți, vă trimit eu o poză. Scheletul mâine. Gică, am înțeles. Bun, trecem la lucruri serioase, lăsăm pe Gică deoparte. Ați spus în conferința asta de lansare, da, alături de cei doi președinți de la PNL și de la PSD, alături de toți colegii mei mai noi. Eu să vă rog să nuanțăm acea declarație, la candidatura noastră mă refer. Ați spus cam, mă rog, încerc să citesc cât mai, din memorie, cum ați zis, ne-am găsit unii pe alții. Că vă întrebaseră colegii de presă, dom'le, cum v-ați... Cum adică v-ați găsit? Eu nu prea... Acum, eu nu prea mă... Păi așa e și în viață. Când te căsătorești, te găsești cu cineva și invers. Păi da, dar căsătoria, sfânta taina căsătoriei nu prea e același lucru cu sfânta taina candidaturii, nu? Sper să nu mă, certe cei de la Biserica Ortodoxă că am zis sfânta taină, era o glumă. E doar sfânta taina căsătoriei. Asta a candidaturii nu prea e sfântă taină, e... Domnul Bucura, vă rog. Noi am discutat îndelungul timpului. Vă dați seama, eu conduc cel mai mare spital din București, practic. Sunt multe, e ca o industrie acolo. La fel și la facultate. Și e cea mai mare facultate din România. Vă dați seama că a fost inevitabil în decursul timpului, dar făcându-ți treaba medicală și educațională, să nu interacționezi cu oameni politici. Da? Eu nu sunt un oameni politic, am mai spus, până am început acest demers, această poveste. Inevitabil, dincolo de probleme de educație sau probleme de sănătate, am discutat și altceva, e firesc. Am discutat problemele spitalului universitar, da, soluția, am avut discuții ample. Partea cealaltă, probleme legate de dezvoltarea infrastructurii în educație. Da? Facultatea din București, care e emblematică pentru București, da? E din 1900 funcțională. E o clădire superbă pe Bulevardul Eroilor Sanitari din 1900. Aia trebuie consolidată, trebuie făcut ceva acolo. Bun, în toate demersurile astea, inevitabil, ne-am izbit de câte o instituție. Și dacă vorbim de București, este instituția numită Primăria Capitalei. Vă dați seama că nu am putut să nu ne spunem mofu, că n-am făcut-o numai eu. Au făcut-o și colegii mei. Rector, președinte de senat, directorul medical de la spital, șefii de secții, au povestit despre toată abordarea, oarecum nu nefavorabilă, cât o abordare ostilă primită din partea primăriei. E, ori asta vă dați seama că încet, încet am ajuns să discutăm de legea 24, de PUS, de PUG, de infrastructură, de partea de termoficare, că și spitalul universitar suferă din cauza lipsei căldurii și apei calde, unde sunt 1000 de oameni internați. E, așa încetul cu încetul de problemele din cămine, pentru că, gândiți-vă la Grozăvești, acolo sunt toate căminele Facultății de Medicină. E, vă dați seama că inevitabil mi-a discutat și aspecte administrative care nu aveau legătură neapărat cu boala sau cu învățământul. Încet, încet, da? Toți și-au spus păsurile. Vă dați seama că am văzut colegi de-ai mei, profesori universitari, care spuneau, nu plec din fața primăriei până nu o să am o discuție cu domnul primar. Mi se pare ilogic, mi se pare anormal în România în 2024 o instituție să tacă. Păi dacă tace față de două instituții fundamentale din București, vă dați seama că probabil abordarea asta e și raportarea la cetățeni. Sigur, are ușa deschisă pentru toată lumea, dar ușa trebuie deschisă nu la modul fizic, trebuie deschisă la modul conceptual, la modul corect. Așa am ajuns să avem ideea acestei posibilități. Posibilitatea n-am cerut-o eu, a fost un gând comun, iar mie mi-e clar un lucru. Este pentru prima oară când Bucureștiul ar putea să aibă șansa unui primar și a unui Consiliu General care să lucreze împreună. Frumoasă prezentarea, dar tot nu mi-a zis cum ați dat de Nicu și Marcel și cum i-ați combinat la povestea asta. Păi v-am spus, de domnul prim-ministru... Adică vă loveați în acele întâlniri, în acele de discuții... De domnul prim-ministru și de domnul președinte al Senatului, sau invers, da?
că au fost pe ambele perioade valabile ca titulatură, am discutat probleme instituționale, am discutat probleme legate de spital, am încercat să găsim împreună soluții, le-am găsit. Deci toată această conexiune și toată această legătură în decursul timpului s-a petrecut, înțeleg, mai mult sau mai intens de când Nicolae Ciucă era prim-ministru, exact. Și Marcel Ciolacu, care e un lucru președintele firesc. Adică PSD-ului. Mie mi se pare firesc să poți să ai ușa deschisă la o persoană care are putere de decizie. Îmi spunea primul ministru că acum câteva zile că primarul general nu l-a sunat niciodată la telefon. Da? Un exemplu. Mie nu mi se pare normal. Trebuie să existe, mai ales că, slavă Domnului, capitala are foarte multe probleme. Unele trebuie rezolvate împreună cu ministerele. Metrou ține de Ministerul Transporturilor, școlile de Ministerul Educației. Spitalele din București au o legătură extraordinară cu Ministerul Sănătății. Nu poți să ai spitale, fie și ASSMB, politica sanitară a țării dată de Ministerul Sănătății. Deci mie mi se pare logica un oraș cu 2 milioane de locuitori să aibă o legătură directă cu instituțiile statului ca guvern. Da? Noi am câteva curiozități legate de susținere, lansare și așa mai departe, după care, sigur, mergem și pe primărie, vedem că oamenii o să mă întrebe. Domnule, nu l-ai întrebat ce vrea să facă exact în București. Dar deocamdată m-a fascinat această lansare. Arăta foarte frumos. Dumneavoastră, acolo în mijloc, cu cei doi președinți care spuneau, da, îl susținem, totul bine. Acum, iertați-mă, după 25 de ani de presă, încep să citesc cu oamenii. Fețele unora din sală de acolo numai susținere și dragoste politică nu emanau. Eu vă spun direct, Gabriela Firea nu părea foarte veselă. Tianu Burduja zâmbea forțat. Rareș Bogdan v-a confundat poate într-o glumă cu maestru Cristoiu, colegul nostru de presă. Apropiate. Întrebarea, ca să o adresez și întrebare. Realistic vorbind, pe ce sprijin credeți că vă veți putea baza în această campanie din partea liderilor, oamenilor importanți din cele două partide, inclusiv legat de cei trei pe care i-am enumerat eu? Cinstit, nu m-am uitat la ce spuneți dumneavoastră. Vă uitați la camere, erați vedeta, n-aveați cu noi, vedeam nu de neapărat, pe margini. Dar doamna Firea e un om care sunt sigur că va fi alături. Înțeleg parte din argumentația domniei sale și sunt sigur că va fi alături. Pentru că, până la urmă, și doamna Firea este exponenta unei construcții la nivelul Partidului Social Democrat, filiala București. Despre domnul Sebastian Burduja, eu am interpretat că mi-a spus dragă cătă, în sensul unei apropieri față de mine, pentru că, așa cum spunea și domnia sa, am fost medicul lui curând. Vă amintiți, n-am cum să nu vă întrerup, vă amintiți replica a unei rude de-a dumneavoastră, dragă Stolo? Da, mi-ați amintit-o dumneavoastră. Dragă cătă, dragă Stolo. Sunt contexte diferite. Da? Eu am apreciat-o ca un semn de prietenie. Am înțeles. Iar în ceea ce privește susținerea Partidului Social Democrat și a Partidului Național Liberal, sunt sigur că ea există. Pentru că altfel nu am fi ajuns la această decizie, domnul Bucura. Eu, unul, am încredere că această alianță și până la urmă liderii acestei alianțe, dar și toți membrii de partid al celor două partide mari, cele mai mari din țară, au înțeles acest moment care nu trebuie ratat pentru capitală, pentru că este un prim exercițiu pentru capitală această alianță. Și am să vă spun un lucru pe care l-am mai spus acum 2 ani, când se discuta problema emiterii certificatului de urbanism pentru noua investiție prin Planul Național de Redresare și Reziliență de la Spitalul Universitar. Am avut multiple discuții cu Consiliul General, cu Primarul General și atunci a funcționat prima oară în Consiliul General al Capitalei această alianță PSD-PNL. A fost primul moment în care s-a produs această coeziune care a funcționat perfect și asta a fost un semn că acolo unde este dorința de a face ceva, există posibilitatea dialogului. Da. Nu vreau să vă adresez o întrebare care cred că am auzit-o în spațiu public de 3 zile încoace și direct și indirect legată de averea dumneavoastră, dar nu o să trec nici peste acest subiect. Au analizat mulți cu banii, de unde sunt, cum sunt, dividende și așa mai departe. Eu vreau să vă întreb așa pragmatic.
Dumneavoastră ați câștigat bine, sau foarte bine, ar spune unii români, muncind multe ore din cele 24 ale unei zile. Real, corect. În privat, încasând dividende, adică beneficiile așa antreprenoriatului este. Și așa mai departe. Dar, încă o dată, prin acest sacrificiu, ați câștigat mult. Așa este. Întrebarea mea este atunci, de ce ar fi cineva dispus să meargă pe un post public, cum este cel de primar al capitalei, în condițiile în care acolo s-a tăiat cu mersul privat și cu alte acțiuni de antreprenoriat și în condițiile în care salariul acolo e unul fix și e undeva plus minus 5.000 de euro. Bănuiesc că prin ceea ce ați muncit ați câștigat lunar mai mult de 5.000 de euro. Corect. Și atunci vreți să vă autopedepsiți, să vă financiar? E... Care e explicația? Domnul Bucura, știm exact care sunt incompatibilitățile primarului general. Da. Și e corect ceea ce spuneți. Așa este. Eu am început această carieră, ca toți colegii mei, cu un salariu foarte mic. Eram tineri, necăsătorisem, eram studenți. Am avut parte la momentul ăla de sprijinul substanțial al părinților noștri, că așa e la început de drum. Da, ne-am descurcat. Da? Astăzi e situația pe care o prezentați. Sigur că da, dorința mea nu e generată neapărat de aceste beneficii, pentru că nu întotdeauna banii caracterizează exact modul de mulțumire a unui om raportat la profesia lui. Cinstit. Eu nu sunt împăcat că la universitar mi-am făcut treaba din două perspective. Prima perspectivă e aia de medic, și a doua e cea de manager. Și hai să ele au evoluat paralel. La facultate, de la profesor, am fost decan. E, credeți-mă că toate astea în paralel au generat cumva o mulțumire a mea față de ceea ce am făcut pentru vârsta pe care o am. Da? Am 50 de ani, îi împlinesc în noiembrie. Eu am convingerea că am format niște echipe și la decanat, dar și la spital, și medical, și din punct de vedere managerial, care să știți că pot avea o performanță poate chiar mai bună decât a mea. Și am să vă dau un singur exemplu. În decursul anilor am avut foarte mulți oameni pe care cu unii am crescut împreună, alții i-am crescut, i-am luat de când au terminat facultatea și au ajuns medici specialiști primari. Și să știți că sunt foarte bucuros când văd că sunt în diverse părți din București. La Spitalul Militar, la Spitalul Floreasca, acolo sunt șef de clinici. Am construit niște clinici dând oameni din Spitalul Universitar, pentru că erau valoroși. Și s-au dus acolo ca să ridice nivelul. Cei care au rămas la mine în clinică operează, sunt 4-5 tineri, care operează exact ca și cum aș opera eu. Așa încât partea asta de tratament al bolnavilor nu mă preocupă grija. Eu voi rămâne cu sfaturi lângă ei. Da, încă o dată, să nu trecem și peste partea lumească. Ajungem și acolo. Voi rămâne cu sfaturi lângă ei. Eu nu mă rup de profesia mea lăsând în urmă un gol. E o greutate personală, pentru că e foarte greu după 20 de ani făcând același lucru zi de zi, dintr-o dată să... Dar cred eu că pot, la vârsta asta, să fac mai mult decât am făcut pentru pacienții tratați, pentru studenții școliți la Facultatea de Medicină și dacă am această credință, cred că a venit momentul să încerc să fac treaba asta pentru cei 2 milioane de locuitori ai capitalei. Pentru că sănătatea lor, sănătatea oamenilor pe care i-am tratat, nu e sănătatea numai dobândită în spital sau dată de noi prin diverse metode în spital. Ea se duce și în afara lui. Un om, ca să fie sănătos, are nevoie și de un mediu prielnic. Sigur că da, îmi va scade salariul, admit treaba asta. Probabil soția mea va trebui să muncească mai mult și în felul ăsta se vor regla lucrurile. Da, bună asta, am înțeles. Cred că i-ați dat o veste tristă, doamne, acum. Nu, dar doamna probabil știe, că ați pregătit-o, cunoaște acest aspect și să știți că are o putere de muncă uneori mai mare decât a mea. Domnule profesor, am vreo 4-5 întrebări rapide, așa punctuale. Ascultăm. Poate o să pară întrebări capcane, dar din punctul meu de vedere mi-asum dacă se întâmplă asta. Cred că aceste cunoștințe, aceste informații sunt necesare să le aibă oricine dorește să se am ducă la primărie. Am dat examene, domnul Bucura. Da? Hai să vedem. Acum, nu știu dacă e chiar un examen, dar sunt 5 întrebări punctuale, să vadă telespectatorii dacă le știți sau nu.
Câți membri are Consiliul General al Municipiului București? 55. Corect. O să vă rog să numiți 5. Știu, poate par ridicole, dar e din ciclu întrebării ele, cât costă un bilet sau o pâine și demnitarul dă din umeri și spune, domne, da, pâinea azi de mai multe feluri. Nu. Da, așa, deci, eu mănânc pâine albă fără sare. Îmi pare rău, asta e. Numiți măcar, să zicem, 4-5 dintre comisiile de specialitate din Consiliul General Municipiului București. Păi, Comisia pentru Asistență Medicală, Comisia de Asistență Juridică, Comisia pentru Implementarea Proiectului Europene, Comisia de Urbanism, Comisia pentru Dizabilități Sociale. Gata, vă opresc că ați trecut de 5. Am luat notă de trecere, da. Sunt două întrebări, mai am vreo 3, stați așa. Așa. Care este bugetul primăriei capitale? Deci e o discuție, 7,2 miliarde, dar atenție, ce ar fi de comentat aici? Ar fi de comentat partea de subvenții. Din cele 7,2 miliarde, gândiți-vă că 33% acum reprezintă subvenție, enorm. E enorm. Da, sunt niște bani pe care primăria ia, da, și dă mai departe. Acoperă pierderi, de fapt, la STB, la termic, da? E, știți, în 2014, m-am uitat pe niște date statistice, era 24-25% cuantumul subvențiilor din bugetul primăriei. Și aici vine o întrebare logică. Păi dacă în 2024 avem 33, în 2014 avem 24 și noi spunem că am făcut tot ce am putut ca să diminuăm pierderile, păi logic ar fi să crească nivelul subvenției, cota subvenției, nu? Am scăzut pierderi. Bun, a crescut gigacaloria. Aici e un silogism, cum, o neînțelegere. Cum naiba se poate întâmpla acest lucru? Vedeți, aici ar trebui o analiză financiară corectă de ce se întâmplă treaba asta. Bun, aici ați anticipat, era o întrebare mai pe parcurs, așa, parțial ați răspuns la ea. Era ideea de ce sunt vinovați, să vă spunem spun așa, restul românilor să plătească subvenții pentru... Vă spun de ce, pentru că nu sunt măsuri, măsurile nu sunt doar pe o singură linie. Sunt mai multe linii de măsuri care duc la efectul final, cum ar fi scăderea. Bun, și ar trebui tăiată, dacă tot rămânem în zona, da, subvenției, ar trebui tăiată măcar parțial această subvenție, nu știu, la căldură, la transport. Nu, oamenii nu sunt vinovați să plătească pierderile pe care le generează incompetența unora. Păi bun, la transport, spre exemplu, ce te ține în București astăzi să înlocuiești toată țevăraia asta subterană printr-un parteneriat public-privat, îi dai unui partener de-al tău, înlocuiește tot, îi asigură mentenanța și răspunde de funcționalitatea perfectă și își recuperează costurile reale eșalonat într-un număr de ani. Fără să încarci costuri. A zis să plătească incompetența unora. Care să ia unora? Haideți să identificăm sau cum îi vedeți dumneavoastră. Primăria Generală a început un lucru foarte bun să schimbe țevile. E un lucru minunat, dar trebuie și alte măsuri. Și alte măsuri. Mai am două rapide și terminăm cu astea de... Câți angajați are în prezent aproximativ primăria Municipiului București? Ăsta e cel mai greu lucru de spus. În primărie, ca atare, aparatul primarului general, sunt cam 1100 câteva posturi vacante, 1100-1200 de posturi. Dacă luăm și instituțiile subordonate primăriei generale a capitalei, să știți, plus STB-ul, plus termoenergetica, ajungem la vreo 20.000, la care se adaugă spitalele, toate spitalele, cele 17 spitale ale SSMB-ului, la care numărul de angajați variază. Și aici e greu de spus câți are un spital. Nu putem compara un spital monodisciplinar, cum e spitalul Foișor, spre exemplu, cu spitalul Colentina sau cu spitalul Colță. Da? Bun, și câte spitale sunt în subordinea 17, asta, nu mai am sărit-o. Intrăm direct. Aici în e o mare următor. Problemă cu cele 17 spitale, pentru că eu cred că această direcție și opinia mea, și o să fac lucrul ăsta, ar trebui regândită puțin. Ele sunt entități juridice distincte, dar ele pot să fie un consorțiu care să-și asigure facilități comune. Pentru că, uitați, sunt spitale mici, spitale monodisciplinare, cum am mai spus. Pe de altă parte, există și o directivă europeană. Noi avem în angajamentul de aderare la comunitatea europeană această decizie a părților de a reduce, de a elimina încet, încet spitalele monodisciplinare. Ele nu mai sunt pe nicăieri în lumea asta civilizată. Noi le avem în continuare, dar ce facem cu ele? Că de la ora 4 încolo nu mai au laborator.
nu mai au anesteziști să practică activități chirurgicale. Adică noi trebuie cumva să regândim această structură medicală. Plus de asta n-am să înțeleg niciodată, mi-e un lucru foarte greu, mi-a fost foarte greu să-l aflu, cam care e bugetul acestui ASSMB raportat la spitalele astea. Și mai mult de atât, mi-a fost foarte greu să văd câte investiții s-au făcut în ultima perioadă, ce investiții s-au făcut. Unele sunt bune, începute acum. Da, în România, aici în spitalele primăriei erau, spre exemplu, două bănci de țesuturi și organi. Una la Colentina și una la Spitalul Foișor. România trebuie neapărat să aibă aceste bănci pentru prelevare și conservare. Da? Ajutăm oamenii să trăiască. E, aceste bănci nu prea le-am văzut eu funcționale în realitate. Aici e o întrebare mare la care am să mă preocup în perioada următoare să văd ce se întâmplă. A început o investiție la Colentina, foarte bine, dar ar trebui o analiză mai profundă. Mai rămân un pic în zona asta a spitalelor, medicilor. Am sesizat de 3 zile, nu știu cum era relația înainte, că mărturisesc, nu v-am urmărit atât de intens, dar am sesizat o eleganță, să-i spun așa, dumneavoastră, atunci când vorbiți de fostul coleg și fostul nostru primar, Sorin Oprescu. În esență, eu nu mă feresc de cuvinte, pentru noi bucureșteni și pentru noi românii, Sorin Oprescu este un penal, un fugar, astăzi, și care, raportat la ceea ce a făcut în București, iertați-mă... Domnul Bucura, dar suntem la emisiunea Condamnații. Da, nu, în cazul lui chiar e să condamnat, domnule profesor. Să fim serioși. De ce nu mă întrebați de domnul primar Lis? De ce nu mă întrebați de Grin Halaicu? Păi vă întreb și de aia dacă vreți, dar... Am glumit. Nu, încă o dată, deci, e o eleganță pe care o văd. Vă leagă ceva anume? No. Sau vă întreb și inclusiv chestiunea asta. Nu atârnă cumva, dacă vreți, ca o piatră de moară de candidatura dumneavoastră, povestea asta? Doamne, a mai avut un doctor și ce a făcut? Uite, a furat și a fugit. Domnul Bucura, noi suntem toți oameni total diferiți. Total diferiți. Și cred că dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, cetățenii care ne văd pot să vadă asta, da? Eu cred că e un subiect pe care trebuie să-l cântărească asupra rolului fiecăruia în primăria generală a capitalei, da, și în evoluția capitalei, dar să-l și analizeze din punct de vedere comportamental, nu eu sau dumneavoastră. Noi avem opinii personale, da? Cetățenii sunt cei care cântăresc foarte profund ce a făcut Sorin Oprescu sau ce n-a făcut, ce a fost sau ce n-a fost, și asta o vor face cu siguranță și despre mine, și despre dumneavoastră, și despre oricine. În campaniile de până acum, lucrurile stăteau cam în felul următor. Vedeam contracandidatul primarului în funcție, care ne explica în campanie, domne, ăla e rău, fură, face, a făcut, adres, vin eu să fac bine, dar răutățile alea niciodată după ce ajungea următorul, nu le vedeam scoase la iveală, în sensul în care mă gândeam și eu, domne, dacă ăla ajunge la butoane în locul celuilalt, dar nu dau nume A în locul B, da? Domne, măcar să iasă cu hârtii, dacă în campanie l-ai făcut cu ou și cu oțet. Poți să spui, uitați-mă, furtul, am ajuns eu la butoane, uitați furtul fostului. Viitorul posibil primar, Cristoiu, o să-mi dea și mie, să spunem, hârtii de genul ăsta, sau se va pune Batista pe țambal? Bă, e bine, ce a făcut ăla, îi dau eu drumul înainte. M-ați văzut pe mine făcând asta de 3-4 zile? Nu, nici n-am de gând să o fac. Domnul Bucura, eu vreau să-mi transmit mesajul meu. Eu vreau să transmit către cetățeni ceea ce cred eu despre oraș. Dar nu am de gând să fac niște atacuri la adresa niciunuia dintre cei care intră în peisajul, hai să spunem, administrativ al Bucureștiului. Ce vreau să vă spun? Domnul Nicușor Dan e un om inteligent, e un matematician, e un om care are darul de a construi ceva, dar cred eu că poate ar fi putut mai mult. Cum și despre mine pot să spună alții același lucru. Domnul Piedone este un foarte bun primar de sector. Un foarte bun primar de sector, credeți-mă. Acum, înainte de publicitate, m-ați provocat. Mă gândeam să o las după, dar dacă tot ați deschis subiectul cu Piedone... E un om harnic. E destul de sus în sondaje. Nu știu, sunt reale, nu sunt, dar teoretic ar trebui să vă îngrijoreze. E un contracandidat important. Haideți să vedem sondaje cu jucători reali. Noi am discutat până acum despre sondaje într-un film cu
niște actori pe care îi intuiam, nu le știam identitatea. Haideți să vedem când cunoaștem identitatea tuturor actorilor din lume. Da, în cazul dânsului e recunoscută de multă vreme, a fost printre primii. E Popescu, Piedone și Eu am intuit că domnul primar general e primul actor care își va continua aia mandatul. Era subînțeles. De exemplu, cine și-ar fi imaginat că eu voi intra în această cursă? Mai pe direct, așa, dacă ar trage pe dreapta românește Piedone, v-ar avantaja sau nu? Așa, bine, sociologii, cum o simțiți? Că aveți în spate echipe, o să vorbim și despre ele, fac analize sociologice. Dar cum o simțiți? Că nu suntem ca melodia aia, nu ne mai trageți pe dreapta. Dacă ar fi vorba de Piedone, cred că s-ar duce pe stânga. Dar n-ar strica totuși să-l tragă pe dreapta, nu? Cine? Poate se trage singur, că e... Nu știu, asta e decizia domniei sale. Bun, tot înainte de publicitate, așa, haide să câteva vorbești despre povestea asta cu Rareș Bogdan. Deci ați fost... Rareș a spus foarte clar astăzi ce părere are despre mine. A spus că sunt un om potrivit și eu îi mulțumesc mult. Avem o relație bună. Da? Da, o relație bună, dar bună în sensul în care... Să știți că eu am lucrat, la cariera mea, cu oameni cu care la început n-am avut o relație foarte bună. Și să știți că am devenit foarte buni colaboratori. Asta e rolul unui om. Rolul unui om să coaguleze lângă el și oamenii care au păreri potrivnice lui. Dacă îl convingi pe unul care are o opinie adversă ție că ești un bun organizator, că ești un om, da? Lucrurile sunt fenomenale. Iar eu am putut să fac treaba asta. Chiar am făcut-o. De pe 9 iunie... Cât timp o să treacă dacă ajungeți primar până îmi dați apă caldă pe conductă? Că la ultima campanie am auzit că urma să vină a doua zi. Eu nu am să fac astfel de promisiuni niciodată. Eu am să vin cu un proiect, cum e apă caldă, și am să vă spun pe etape ce se va întâmpla. Și să aibă toată povestea o anumită predictibilitate. N-am să spun dacă pe 9 iunie e X primar general, capitala se întoarce invers și... o să fie nu micul Paris, marele Paris. Nu. Astea sunt niște povești care, din punctul meu de vedere, trebuie să dispară. Trebuie să dispară. Haideți, autostrada suspendată, n-ați auzit de ea, vi se pare că există. E un proiect nefezabil, dar s-a câștigat o campanie electorală cu acest concept. Da. Numiți, dacă tot am vorbit de... primar, l-am pomenit și pe Nicu Șordan, numiți în accepțiunea dumneavoastră cel mai bun primar de sector astăzi sau post-decembrist, dacă nu vreți. Răspunsul e cert. Sunt trei buni primari, la fel de buni toți trei, Ciprian Ciucu, Daniel Băruță și Robert Negoiță. Aștia trei care ar trebui să tragă cu dumneavoastră acum, vor nu vreau. Nu neapărat. Dacă ați trage o linie și ați vedea realizările din capitală, pe sectoare, în sectorul 1, în sectorul condus de Ciprian Ciucu, aveți o groază de realizări și o groază de proiecte, unele începute, unele oprite, da? Pe la Primăria Generală. La Robert Negoiță sunt lucruri începute care trebuie neapărat continuate. Lucruri la care i s-au opus nenumărate piedici, dar sectorul lui Robert Negoiță e un sector care arată foarte bine. Ce vreți să vă spun? Sunt oameni care mi-au spus că își doresc să locuiască în sectorul acela. Asta e un indicator. Un indicator a ce a făcut un om acolo. Iar la sectorul 4, la Daniel Băluță, să-mi fie cu iertare, am lucrat cu Daniel Băluță și am făcut o secție externă a Spitalului Universitar, căreia o să-i dăm drumul în curând, un prim spital public de stomatologie. O primă facultate de stomatologie cu posibilitatea de laboratoare și de cercetare. Și câte proiecte nu mai sunt acolo? Plafonul de la Piața Unirii e vechi din 1930. Da? Daniel Băluță, acum, prin colaborare cu Guvernul României, reface acel planșeu de la Piața Unirii. Deci sunt foarte multe lucruri pe care le-au făcut acești trei domni. Și dacă îmi spuneți că sunt cei care mă susțin pe mine, și da, mă susțin... Păi nu spun eu, ar trebui, nu sunt în alianța, ce vă susțin? Celelalte sectoare, la sectorul 1, aș putea să vă întreb eu... Știți că locuiesc acolo, cred că de asta mă... Și vreți să puneți degetul pe rană. Da, e rău. Dacă am pus-o pe rană, mă bucur, domnul Bucura. Se poate și mai bine, ce să zic. Păi, acum, na, da? Nu mai candidez. Gândiți-vă nu ce sunt... sector frumos este sectorul 1. Credeți-mă că la verba pe care o aveți, ați putut fi un bun primar. Bun, mai departe, sectorul 2 nu e bun? Nici acolo nu e bine, nu?
Dacă tot termină să faci radiografia. Le-am luat. La sectorul 2 sunt multe lucruri de îmbogățit, de îmbunătățit. Și la 5, la 5 Piedone a făcut lucruri foarte bune. A făcut lucruri foarte bune, repet. Da? Înainte de publicitate vreau să vă mai lansez o provocare. Vreau să vă rog să spuneți două proiecte, două lucruri, pe care dumneavoastră le-ați face sau sunteți convins că le veți face în cei 4 ani Bun. De primar, dar atenție, domnule profesor, dacă nu le faceți, ce faceți? Plecați acasă singur după 4 ani cu scuze? Care sunt alea? Vorbiți despre ele. Vă spun două mari, da? Care chiar cred că trebuie făcute. Primul este schimbarea legii de funcționare și organizare a capitalei. E o lege din 2003. Suntem în anul 2024 și acolo trebuie făcute multe modificări, pentru că realitatea zilei e că vorbim de o metropolă. Vorbim de un spațiu administrativ generos. Bucureștiul nu mai poate fi separat, măcar funcțional, de ce e împrejurul lui. Iar al doilea lucru, vă spun că va fi un proiect de comunicare altfel, în care se va arăta exact comunicarea și reprezentarea capitalei raportat la Uniunea Europeană. România este stat membru al Uniunii Europene. Nu putem face abstracție de acest lucru. Trebuie să avem un primar care să știe să comunice, pentru că asta va aduce foarte multe lucruri noi. Gândiți-vă că toată această poveste a fondurilor europene poate fi stimulată prin conlucrare între capitalele europene, se pot genera proiecte, deschidere este cât se poate. Problema e să știi să o faci și să o faci. Astea sunt două mari proiecte. Restul, credeți-mă că mai sunt idei foarte frumoase, dar lăsați-mi și mie posibilitatea să fie un secret pentru Sincer, doar mi-am anunțat candidatura. Nu am făcut o lansare a proiectului. Eu voiam să scot de la dumneavoastră, de fapt, două promisiuni sunt multe pe obiective, care, dacă nu le împliniți... Domnul Bucura, sunt multe obiective pe care le vom atinge. Toate acelea care apar ca priorități ale Bucureștiului. Am văzut cu ochii mei o oră jumate ca să ieși din București spre Militari pe A1. Am văzut ce înseamnă ieșirea spre Băneasa și invers. Da? Am văzut ce înseamnă ieșirea spre Chitila și invers, trafic, poluarea. Sunt foarte lucruri, foarte multe domenii pe care o să le luăm și o să le abordăm. Dar lăsați-mi și mie plăcerea să-mi lansez un proiect pentru București. Și o să vedeți acolo cam tot ce vrem să facem. Și repet, eu mi-asum ce fac. Da. Niciodată unui pacient nu am putut să-i spun altfel decât adevărul. Ei, Bucureștiul e cam bolnav astăzi. O să-l ajutăm să se sănătoșească. Domnule profesor, și eu acum trebuie să fac ceea ce trebuie să fac, și anume se apropie două momente importante. Unul este al doilea, o pauză de publicitate, logică, așa e în televiziune, nu în tenis, și a doua este o pasă către doi colegi de-ai mei, Costi Mocanu, Emil Dădinescu, sunt la firuri ierbii, sunt pe stadion, urmează un meci important. Perfect. Și vreau să ne spună câteva idei, după care noi ne întoarcem aici la Măsuță, cu goarna, cu tot. Bună seara, dragilor, mă auziți? Bună seara, Costi! Da, bună seara! Vă auzim foarte bine! Salut! Și bună noi seara. Pe voi! Cum e la firul ierbii? Așteptăm, suntem aici, așteptăm suntem informații la de la voi. Vorbiți... Așteptăm să vină oamenii în tribună. E bine că vorbiți de alegere acolo. Noi aici avem și noi alegerile noastre și garantez că rezultatul va fi 100% în favoarea naționalei. Adică cu toți românii vom susține naționala. Luna iunie este importantă atât pentru viața politică și socială a României, pentru că vorbim despre alegerile europarlamentare și cele locale, dar să nu uităm că e foarte importantă și pentru campionatul european de fotbal. Și asta spun. Îndrăznesc să cred că absolut toată lumea va susține România. Astăzi jucăm cu cei care ne-au livrat un coșmar în urmă cu 39 de ani. O rană încă vie, așa. Sunt oameni importanți din fotbalul nostru care încă mai suspină după acel joc, la capătul căruia ar fi trebuit să ajungem la campionatul mondial din 1986. N-am ajuns noi, au ajuns ei. Și asta e foarte, foarte interesant.
Omul care pentru Irlanda de Nord a salvat de două ori de pe linia porții în acel meci este astăzi la București. Este asistentul antrenorului principal. Da, a fost un coșmar care sperăm să nu se mai repete. Până acum Irlanda are un bilanț pozitiv în meciurile cu România. Are 3 victorii față de 2 înfrângeri. Dar interesant este că în ultimele 5 meciuri ai noștri nu au pierdut. Nu au pierdut în fața Irlandei de Nord. Iar în seara asta întâlnesc o echipă alcătuită în majoritate covârșitoare din jucători din Liga a doua sau a treia engleză. Este un singur jucător din Premier League și vă invit cu mare entuziasm să-l urmăriți. Este un fundaș lateral de mare calitate, un tânăr de 20 de ani, Conor Bradley se numește și joacă la Liverpool. Da, la 21:45 va începe meciul în direct pe Prima TV. Sperăm ca tribunele să se anime, să se populeze. Am fost informați că s-au vândut peste 20.000 de bilete și chiar și comentatorii de la BBC, de la BBC-ul pentru Irlanda de Nord, au fost surprinși auzind acest nume pentru un meci amical. Dar un meci care vine pe un fond de mare încredere și speranță pe care Naționala l-a construit după calificarea la campionatul european. Ne regăsim și pe alte canale la 21:45, însă cu toată lumea pe Prima TV la acest meci România-Irlanda de Nord. Am revenit la România Reală, oameni buni, în continuare alături de mine profesorul Cârstoiu. Domnule profesor, dacă tot a fost intervenția colegilor mei mai devreme de pe stadion, haideți să vorbim un pic și de banii publici, banii primăriilor care ajung la cluburi. CSM București, echipă de handbal, frumoasă, ne face bucurii, dar mănâncă de la mine și de la bucureșteni 5 milioane, nu de lei, de euro. Cristina Neagu, un alt simbol, sigur, handbalistă extraordinară, rezultate, are cel mai mare salariu oferit din bani publici unui român. Tot din banii mei ai primăriei. De fapt, aici ai bucureștinilor. Cât de moral, cât de corect și cum e viziunea potențialului primar Cârstoiu pe povestea aceasta cu finanțarea? E clar că sportul e o direcție care trebuie dezvoltată. În primul rând, trebuie încurajată atitudinea cetățenilor de a face sport. Da? Atitudinea cetățenilor de a alerga în parc, de a merge să joace un sport de echipă, de a practica un sport de echipă. Cinstit, eu mă simt așa, puțin vinovat față de comportamentul meu de acum câțiva ani, când alergam în parc dimineața, mă duceam, jucam squash, aveam o preocupare. În ultima perioadă n-am mai făcut asta din cauza... Cred că în astea două luni și ceva de campanie o să aveți timp să faceți mișcare, păi așa ar trebui, nu? Squash-ul seamănă cu ce facem noi aici, numai că lipsește un perete. Eu, din punctul meu de vedere, cred că trebuie stimulată performanța sportivilor care ne reprezintă la un mod înalt, da? Exact, cum spuneați, dar cred că ar putea fi găsite și alte posibilități de a răsplăti oamenii ăștia care fac performanță. Sunt multe alte posibilități, dar trebuie să avem o atitudine constructivă. Mă gândesc că noi finanțăm și când zicem noi ne referim la UAT-uri, la primăriile astea, nu doar la capitală. Finanțăm cluburi mature, cluburi mari de fotbal și așa mai departe, dar nu finanțăm centre de copii și juniori, nu finanțăm până la urmă cei mai importanți lăstarul. Vreți să vă dau un exemplu dureros? Vă rog. În fiecare oraș, în fiecare localitate sunt persoane cu dizabilități care trebuie îngrijite de comunitate, că până la urmă nu e vina nimănui. Noi trebuie să le oferim condiții, trebuie să le oferim tot ceea ce poate comunitatea ca ei să fie identici cu noi toți. În București sunt cam 45-46 de mii de astfel de persoane. Nu că o laud pe doamna Firea, dar primeau o indemnizație de 500 de lei pe lună, aprobată prin hotărârea Consiliului General al Capitalei. E un ajutor pentru ei, mai ales în contextul în care orașul nu le-a pus la dispoziție niciun fel de pârghie ca viața lor să fie mai bună.
Și o să spuneți că primarul actual le-a asistat plata acestei indemnizații. Da, ca știți că nu spunându-le că o să le o... Nu le-a asistat. În primul rând a adus-o la jumătate. Da. Și aș fi curios să știu și eu care a fost motivația acestei reduceri la jumătate. Lipsa fondurilor, a spus public de câteva. Există în România posibilitatea accesului lor neîngrădit în instituțiile publice, deși există o lege care face asta. În mijloacele de transport în comun. Adică există toate astea, dar hai să le luăm practic. Am îmbunătățit infrastructura pentru persoanele cu dizabilități cumva așa de bine încât peste noapte aici e raiul pe pământ pentru ei. Dar cred că una se exclude, o exclude pe cealaltă. Plata lor, plata acestor indemnizații e blocată la nivelul anului trecut. Astăzi, și am stat de vorbă cu consilierii generali ai Capitalei când au făcut aceste amendamente la bugetul propus de Nicu Șordan, și m-am bucurat foarte mult că au introdus o sumă acolo și că ne-am înțeles unii cu alții să suplimentăm bugetul pe acest capitol de cheltuieli ca oamenii ăștia să-și primească indemnizația. Deci eu cred că sunt multe lucruri bune care prin discuții pot să ducă undeva. Da. Mă reîntorc un pic la bani înainte de testul fulger. Asta e o altă Doamne, rubrică. Asta este, da. Da. Nu la banii dumneavoastră, dar la banii, să spunem, poate nu din aduc, spatele dumneavoastră. Nu aduc fericirea, domnule. Cine Bucurea? Vă va finanța, domnule profesor, campania? Păi, cei care m-au propus pentru această... Cele două partide. Da. Bun, deci nu băgați mâna în propriul buzunar, vă ajută păi, construcția. Atâta timp cât această alianță mi-a propus această onorantă poziție, eu cred că vom găsi calea să ne descurcăm. Până în momentul de față, lucrurile sunt perfect transparente și perfect. Eu mulțumesc tuturor perfect. Celor care cred în și mine. Și cu această alianță facem un joc de imaginație, ajungeți primar, toate bune și frumoase și după 6 luni de mandat, vin la noastră reprezentanții partidului X sau Așa. Y și spun, păi domnul doctor, domnul primar, știți că noi avem obligații din campanie, că am avut și noi niște credeți că am eu aliura unui om care poate fi influențat de o astfel de atitudine? Nu știu, dar există, eu cred că există șansa unui astfel de dialog, nu? Domnul Bucura, nu poate exista o astfel de abordare, pentru că eu sunt un om care respect legea. Am înțeles, deci o să-i ușuiți. Știți ce vreau să facem? Propusesem pe la fix să facem asta, dar mie că după aia terminăm emisiunea și n-apucăm. O rubrică fixă, să-i spun așa, a noastră e acest test fulger. Așa. Testul ăsta fulger constă pentru telespectatori, explic acum în premieră. E prima oară? E prima emisiune, deci n-avem ce face. Eu l-am mai făcut pe inclusiv O să vă trimit și eu o amintire, să știți. O să vă trimit o cheie miniatură a orașului și o să vă spun că e cheia Bucureștiului după ce câștigăm alegerile. Abia aștept, ia uite, o să o punem mă aici. Lângă goarnă pun și cheia orașului. Să țineți orașul tras cu goarna. Sper să nu primesc atât de multe cadouri după campania asta de la toată lumea să n-am loc pe măsuță. Da, e acum... simbolic, domnul Bucurea. Bun, da, eu, tot simbolic. Da. Sau dacă vreți un stetoscop să ascultați Bucureștiul real, nu îl dau. Să știți că sună mai bine cheia, că pare prea medical și nu vreau să-mi prind urechile în lucrul la care au mai fost alianțe care aveau cheia simbol. Mai bine stetoscopul, n-a existat aveți așa dreptate, ceva. Da. Stetoscopul să fie. Domnule profesor, oameni buni, testul fulger e simplu. De obicei îl făceam cu 10, acum l-am făcut cu 9 întrebări. Sunt 9 întrebări la care invitatul meu ar trebui să răspundă în 5-6 minute. Adică mai pe românește, la o întrebare puteți răspunde da, nu, scurt, la alta puteți detalia, dar de bon ton, acum sunt mai generos astăzi fiind primul meu invitat, în mod normal puneam un cronometru, termina timpul, nu le parcurgeți, vă dădeam o notă mai mică. Bun. Dar acum unul dăm din oficiu, deci porniți de la 1, de la 0, aveți 9 întrebări, dacă le și epuizăm, aștept nota. Doamne ajută. Da. Alex, nu-l punem, dar îl pornim noi așa în mintea noastră și a telespectatorilor. Cronometru. Start. 1. Sunteți omul serviciilor? Nu. În spitalul universitar, acolo unde sunteți momentan încă șef, se ia șpagă? Instituțiile abilitate se ocupă de asta. Dar dumneavoastră... Nu am informații în acest. Redirecționarea de fonduri de la Primăria Capitalei către Catedrala Mântuirii Neamului a fost o măsură bună, proastă, medie? Da, ce părere aveți despre bună. O măsură bună.
Veți continua astfel de măsuri când și dacă veți fi primar? În sensul... Da. Bun. Confirmați faptul că ați avut la un moment dat, drept pacient, președintele unui stat din Alianța NATO pe care l-ați tratat de probleme la genunchi și la umăr? Nu. Nu. Vă tentează postul de ministru al sănătății ocupat astăzi de colegul Rafila? Nu. Nici nu mă lăsați să termin, domnule profesor. Nu, nu mă interesează. Deci în eventualitatea unui eșec, să spunem, nu ați putea fi acela care va fi recompensat cu... Nicolae Ciucă mi-a zis să nu mai spun, nu mi-a zis că totul începe cu atitudine pozitivă. Nu, la mine e răspunsul nu cu ministrul. Deci cu domnul Cristoiu e complicat, oameni buni, nici n-apuc să spun întrebările că gata, nu, da. Bun, rămân pe bandă aici. Dacă o să vă vedem ministru, cu bucata asta vin la ușa ministerială. Veniți. Mai departe, 6. V-ați întâlnit în privat în ultimele 6 luni cu vreunul dintre șefii principalilor servicii de informații din România? Nu. Cu niciunul? Nu. Ce părere aveți despre legalizarea căsătoriilor dintre persoane de același sex? Eu răspund la întrebări legate de Primăria Generală a Capitalei, dar dacă o persoană mi-aș lua tot timpul lângă mine, o persoană competentă cu care să lucrez, iar dacă are altă orientare sexuală, oricare, da, nu e treaba mea. Primarul oficiază căsătorii, deci... Asta nu decid eu. Libertățile cetățenilor sunt garantate și drepturile prin Constituție. Numiți-l pe cel mai bun președinte al României post-decembriste în opinia dumneavoastră. Toți au adus ceva bun în dezvoltarea acestei țări. Oricare dintre ei. M-a surprins cu întrebarea asta. Mă gândeam că ziceți totuși unul peste ei, așa. V-am spus că fiecare dintre ei are o contribuție la dezvoltarea acestei țări. Dacă tragi o linie la final, toți au avut... Nici măcar pe Nașul nu-l puneți așa jumătate de treaptă mai sus. Fiecare a adus ceva. Da? Nașul fiind Traian Băsescu, pentru cine poate a scăpat informații. Deci dacă o să am peste an vreun fiind președinte, să nu mai îmi spuneți chestia asta, da? Vă rog frumos. George Simion și Partidul AUR, ultima întrebare. Domnul Bucura, o mică... Aveți cine timp, așa duce, că puteți să... Cine te duce în fața altarului, da, când te căsătorești, e un om căruia îi porți respect toată viața. Și cred că oricare dintre noi ar face lucrul ăsta și ar aprecia treaba asta. Eu m-am căsătorit în 1998, când domnul Traian Băsescu era ministrul transporturilor. Dacă aveam previziunea asta, eu nu m-am căsătorit cât a fost domnia sa președinte. Suntem căsătoriți de 26 de ani. Și credeți-mă, aș dori multora să aibă o relație... așa părintească, da? Dar eu sunt un om matur, sunt un om pe picioarele mele, care am propriile mele opinii și nu sunt nici jucăria unuia, a altuia, scos așa ca iepurașul din joben. Eu sunt eu, Cătălin Cârstoiu. Și n-am să fac rabat la demnitatea mea și la personalitatea mea niciodată. Da, știm deja că n-ați ascultat. Credeți-mă, cel puțin unul din sfaturile nașului ăla cu candidatura, ascultat. Nu? Altfel nu erați mai mult pe scenă. Aia se referea strict la relația mea pe care o am cu copilul meu. Eu sunt tată de 5 ani. N-am așa o experiență cum au alții care au copii mari. La vârsta mea poate ar fi trebuit să am un copil mare. Asta a fost să fie. Da. Și ultima din testul nostru fulger. George Simion și Partidul AUR, oameni politici sau extremiști periculoși? Cetățenii ai României și un partid politic din România. Deci, oameni politici pe scena politică. Cetățeni. Fiecare cetățen are drepturile astea, domnul Bucura. Am înțeles. Felicitări, ați terminat testul fulger mai repede decât îl făceau pe vremuri alții. Asta invitați. Nu e totdeauna o calitate. Telespectatorii vor trage concluziile. Eu am acum un breaking news, să-i spunem. Asta e, în timp ce noi suntem aici, se întâmplă știri. Și o să o citesc de data asta, îmi cer scuze pentru telespectatori de pe telefon, că acum am văzut-o, o să o comentăm împreună, oameni buni. Eduard Helvig, nu mai știți pe Eduard Helvig, șeful SRI-ului, are și domnia sa un comentariu despre invitatul meu, cald acum, proaspăt, zice așa, despre Cătălin Cârstoiu. Un candidat comun, bun depus în Muzeul Concordiei de pline, nu sperie și nu deoache pe nimeni. Mai citesc două, trei rânduri și după care vă dau dreptul la replică, domnule Cristoiu. Un candidat comun, bun depus așa, am zis Muzeul Concordiei de pline, nu sperie și nu deoache pe nimeni. El, Eduard Helvig, fostul șef al SRI, a comentat deja în stilul lui caracteristic alegerea medicului Cătălin Cristoiu ca și candidat al PSD-PNL. Din rundele de negocieri care ne-au
pictat televizoarele câteva săptămâni la rând, a rezultat un candidat comun bun depus în Muzeul Concordiei de Pline. Dacă ne întrebăm pe cine reprezintă cu adevărat, cred că răspunsul e în propoziția precedentă, iar chestiunea cu adevărat semnificativă este de ce ai renunțat la candidați cu cifre bune pentru a investi încrederea în cineva cunoscut doar în comunitatea medicală. Mă opresc aici cu citatul. Ce, cum o interpretați? Cifre bune? La ce se referă? Păi nu știu, candidați cu cifre bune bănuiesc că în procente, nu? În sondaje. Probabil. Nu, eu nu l-am întâlnit niciodată pe domnul Helvig. Probabil că dânsul știe mai multe despre mine decât știu eu. Acum, ca să facem haz de necaz, probabil că dânsul din postura unde a fost știe mai multe despre noi toți românii decât noi, că da, doar vorba aia, a fost șeful serviciu. Eu nu-l cunosc, serviciu. N-am discutat niciodată cu dânsul și, sigur, fiecare om poate să spună orice, dar, repet, eu nu sunt un om, am demnitatea mea, uneori poate prea exagerată și credeți-mă că nu am să fac niciodată această, să zicem, figură publică sau figură profesională sau figură personală de a fi o păpușă a cuiva sau cum mă vor defini toți cei care mă vor defini. Eu sunt eu, Cătălin Cârstoiu. Și în fața oricărui cetățean, eu merg cu imaginea mea și încerc să le arăt oamenilor că poate exista astăzi, cel puțin pentru București, un alt fel de mod de a aborda problema. Poate că e un demers pe care îl cred eu prea frumos. Dar eu sunt convins că în București sunt oameni de atât de bună credință încât își doresc un astfel de lucru. Nu și-l doresc, e alegerea fiecăruia. Dar din punctul meu de vedere, acesta este componenta demersului meu. De a face treabă, de a fi cinstit față de oameni, e o altă abordare. Și asta cred că e abordarea care trebuie să fie în 2024, într-un București, capitală europeană, suntem membri ai unei comunități europene, trebuie să avem valori europene. Trebuie să avem tot ce e în lumea asta modern, un trend de civilizație, păstrându-ne însă ceea ce e autentic pentru noi ca popor. Valorile noastre nu sunt așa de ceară, de Muzeul Concordiei, sunt valori corecte. Nu mai avem corecte. Mult, tot ce e bun se termină, chiar și emisiunea noastră, mai am vreo 8-10 minute de toate. Mă întorc un pic la administrație. Mi-ați vorbit de primari buni în sectoare, da. Primari mai puțin. Vreau să-mi dați câteva modele și din țară, ca să nu zică lumea că sunteți atent doar la București, în țară. Primari buni, locuri pe care le-ați văzut. Eu îl admir foarte mult pe Emil Boc. Emil Boc. Îl admir foarte mult pe Emil Boc cu ce a făcut la Cluj. Iar admirația mea vine din faptul că am interacționat foarte mult prin examene, concursuri la care am participat la Cluj, conferințe, am interacționat foarte mult cu mediul academic, cu mediul educațional din Cluj și să știți că a investit foarte mult în educație. E sigur, dacă avem o educație corectă, da? Dacă avem o infrastructură corectă, dacă avem curățenie în școli, dacă avem școli dotate și nu cu ploșnițe, da? Sigur că da, lucrurile au o tendință de dezvoltare, de a stimula cercetarea, de a stimula învățământul. E un lucru foarte bun pe care l-a făcut. Facultatea de medicină din Cluj a crescut extraordinar în ultima perioadă. Există cumva... Facultatea de medicină veterinară de acolo, o frumusețe. Există cumva propagată ideea asta, domne, Ardealul parcă e altă România, altă parte. Prisma a ceea ce oamenii ei au făcut acolo, proiecte, au dezvoltat. Care credeți că e explicația? De ce sunt mai vizibile realizările, investițiile față de Sud, de exemplu? Nu cred că poate fi împărțită România așa. Eu zic că unii o împart. Eu zic că norocul fiecarei comunități e dată de omul pe care alege. Pentru că primarul, haideți să o mai luăm și altfel, primarul general al capitalei sau primarul unei comunități, da? Oricare ar fi ea, nu e reprezentat de omul în sine. Oamenii votează acolo un om, exponent sau nu, al unui construcții pe care o are în spate, politice. Da? Așa că, sigur, susținerea e fundamentală, dar contează și omul. Mult, zic eu. Bun, un model, să zicem, european, dacă nu din alte locuri, de oraș, în care l-ați adaptat în București. Am spus-o și ieri. Atena a avut la un moment dat
Ha, o să mă întrebați acum de ce am ales Atena, că pe acolo e un domn despre dacă care am vorbit în seara asta. La doctor Oprescu. Nu l-aleg de aia. Atena e un model pentru că am văzut Atena înainte de Jocurile Olimpice. A fost o ediție a Jocurilor Olimpice la Atena și după. Înainte de Jocurile Olimpice era un șantier imens. Nu mi-a venit să cred că într-un an lucrurile au putut să meargă atât de bine. A fost un exemplu de dezvoltare urbană și durabilă, pentru că de atunci au trecut ani de zile, da? Peste 10 ani. Atena e un exemplu de dezvoltare urbană durabilă. Și-a modernizat infrastructura, și-a modernizat, și-a făcut metroul, da? Și-a construit metroul, și-a făcut campusuri, și-a modernizat clădirile, a schimbat clădirile de patrimoniu. Deci, asta e un exemplu de voință, să construiești un proiect de oraș, pentru că București în sine e un oraș, domnul Bucura. E un singur proiect. Nu poți să împarți Bolnavul, cum nici Bucureștiul nu poți să împarți în bucăți. Ele sunt toate sinergii. Nu poți să spui că Bucureștiul are un proiect prin Primăria Generală a Capitalei, iar primăriile de sector au abordări diferite, au abordări distincte. Bucureștiul trebuie să funcționeze într-o abordare unitară a primăriilor de sector și a Primăriei Generale a Capitalei. Iar Consiliul General trebuie să aibă un rol fundamental în generarea acestor proiecte. De asta vă spun, trebuie luat foarte bine și cântărit că are o șansă capitala în acest moment. Am atins puțin în prima parte a emisiunii și acum pe final vă dau posibilitatea să vorbiți un pic și despre familia dumneavoastră. Da. Cred că, nu știu, după ce ați spus că doamna trebuie să muncească mai mult, acum să se pregătească, nu e numai fericire acolo, domne, pleacă al nostru la primărie. Soția e o persoană harnică, o persoană muncitoare, uneori mai muncitoare decât sunt eu, în sensul că are o tenacitate și o ambiție ieșite din comun. Acum, sigur, poate vor cădea foarte multe greutăți. E profesor de obstetrică ginecologie. Da? E, părinții mei, eu sunt născut în Pitești, în județul Argeș, și am venit aici când aveam 18 ani. Am locuit în cartierul Pajurei, la început cât eram student. Apoi am locuit undeva pe Calea Victoriei, în blocul cu Cinemateca. Era o zonă frumoasă și avea un farmec acum mulți ani. Am o sursă care îmi spune că ați copilărit în comuna mamei, la Leordeni, Argeș. Ne-am mutat după aceea într-un apartament pe strada Virtuții, da? Și asta a fost viața. De acolo am luat decizia să construim o casă lângă București, pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine și mi-ați popularizat-o foarte eficient. Dar să știți că, din punctul meu de vedere, noi am fost o echipă, în familie am fost o echipă și cu bune și cu rele. Da, sunt din comuna Leordeni, părinții mamei, județul Argeș. Tata este din comuna Nucșoara, tot din județul Argeș. Bunica mea, adică mama tatălui meu, ducea mâncare partizanilor. Niște povești foarte frumoase, cum lăsa mâncarea la marginea unei pajiști și de acolo veneau ei după aia și o luau. Știți că acolo a existat o luptă puternică împotriva comuniștilor, iar străbunica din partea tatălui a fost prima persoană care a transpus în formă reală, fizică, cântecele populare românești. Vocea ei e pe coloana sonoră a filmului Baltagu. E vocea ei, Maria Cârstoi o chema. În toate, dacă folcloriștii știu despre ce e vorba, iar în ceea ce privește bunicul din partea mamei, provenea din familia lui Ion Mihalache. Mihalache nu avea copii, iar verișoara lui primară era primul băiat al ei. Iar Mihalache l-a luat pe bunicul meu de mic, de la niciun an, și l-a crescut până când a fost să nu mai fie acea poveste tămădău, știți bine, când au fost arestați. Mulțumesc, domnule profesor. Ultima curiozitate gazetărească, așa, am vorbit de relația cu PNL, relația cu PSD. Ce relație aveți și cu președintele Klaus Iohannis? El e cel care v-a recomandat, spun... Domnul președinte a vizitat Spitalul Universitar de 2 ori în pandemie. Ca să vedeți ironia sorții, pe 20 martie, acum 4 ani, am preluat conducerea Spitalului Universitar când începuse toată acea nebunia cu COVID-ul, acele cazuri numeroase, pandemia, în foctoiul ei.
E, atunci a fost o provocare, da? Pentru că am vrut să țin spitalul deschis și pentru bolnavii de COVID și pentru cei care nu aveau COVID și așa a funcționat spitalul. Iar atunci părea un lucru imposibil, dar uite că ce am făcut noi la universitar a fost model pentru legislația din România. Când am cerut prima oară aviz la Direcția de Sănătate Publică, se uitau la mine ca la un extraterestru și uite că a mers. A mers povestea, da? Și a devenit legislație. Ei, președintele a fost de două ori la spital. A fost o dată în plină pandemie, când a susținut efortul nostru ca să facem aceste circuite distincte, iar a doua oară a fost când doamna Ursula von der Leyen a înaintat României, președintelui și primul ministru de atunci, Planul Național de Redresare și Reziliență pentru întreaga țară. A fost primul moment oficial. Și eu cred că a fost un moment cu semnificație, pentru că așa a fost încurajat spitalul universitar să-și dezvolte infrastructura. Domnule profesor, mulțumesc. Așa cum am zis, lucrurile bune se termină repede, așa și în emisiunea noastră, partea asta a luat sfârșit aici. Vă mulțumesc, vă doresc succes, oameni buni. Noi facem ce trebuie să facă jurnaliștii, vi aducem pe toți aici în fața dumneavoastră. Dumneavoastră aveți după aceea decizia cu chestia aia mică și fâșneață numită ștampilă de vot. Vă convinge doctorul Cârstoiu, mergeți pe domnia sa. Vă convinge un contracandidat, mergeți și faceți ce aveți de făcut. Noi avem însă de făcut o a doua parte a emisiunii într-o cheie tristă, dragii mei. Într-o cheie a României reale, alea de care vorbeam la început și care e mult mai neplăcută, România reală a șmecherilor, a oamenilor cu bani, a oamenilor care cumpără tot, cumpără suflete, cumpără libertate, cumpără justiție. Poate nu o să fie și în cazul ăsta așa cum spun eu, eu sunt de multe ori mai pesimist, asta e viața, dar simt că acest caz pe care noi o să vi-l prezentăm în continuare merge către ceea ce vă spun eu aici. Așa că, încă o dată, nu uitați, avem goarna, fiecare la nivelul lui, ca măcar stând cu goarna sau cu gura pe ei, ca să o spunem așa, să-i facem să nu ne mai batjocorească, să nu ne mai sfideze. Cazul nostru este cel al drogatului, așa îi spunem, nu avem cum să-i spunem, de la 2 mai, celebru Pascu, Vlad Pascu, și mersul justiției în cazul său, așa ca în multe alte cazuri, spre un deznodământ mai puțin firesc. Ce am făcut eu pentru dumneavoastră pe parcursul acestei săptămâni? Am făcut un interviu, așa cum vedeți și în fereastra deja de lângă mine, cu părintele lui Sebi, Sebi fiind unul dintre cei doi tineri care și-au pierdut viața în acea dimineață nenorocită. Sebi, care ar fi împlinit acum o săptămână 22 de ani și pentru care tatăl său, domnul din imagini, se zbate doar ca să facă dreptate. O să vedeți niște mărturii cutremurătoare, zic eu. O să vedeți un om disperat, un om la capătul puterilor, un om care mi-a spus verde în față și asta cred că e cea mai importantă parte a acestui interviu, că nu e interesat nici de despăgubiri, nici de eventuale avantaje, nici de ceea ce ar crede unii sau alții că i s-ar cuveni, ci vrea un singur lucru, vrea dreptate pentru Sebi. O să o aibă în România anului acesta sau anul sau... sau nu o să o aibă. Până o să vedem acest lucru, vedem un simulacru de proces în care actuala judecătoare speră oamenii aceștia să nu fie cea care va duce procesul la sfârșit, întreba la un termen în urmă cu puțin timp de ce nu este prezent mort în sală. Probabil că atât a reținut sedânsa din proces că mortul era cu totul altcineva. Dacă la fel în aceeași cheie o să și judece, mă gândesc cu groază că justiția n-are nicio șansă în România. Asta e România reală, oameni buni, asta pe care o să o vedeți în momentele ce urmează și pe care o să o comentăm și noi la final, atâta cât vom mai avea timp.
7 luni de chin, 7 luni de suferință, 7 luni blestemate pentru familia Olariu, familia tânărului Sebi, ucis în 2 mai, în luna august, de inconștientul Vlad Pascu, tânărul de 19 ani, care după ce și-a tras un cocktail zdravăn de droguri la bord, s-a urcat la volanul bolidului său. Despre cazul în sine n-o să mai vorbim foarte mult astăzi. Se știu datele, se știu toată batjocura de după accident aplicată din partea instituțiilor statului. Am văzut cam cum și-au făcut ele treaba, cu ghilimelele de rigoare. Vreau să vă arăt astăzi, oameni buni, cam ce înseamnă suferința unei familii, una dintre cele două familii, mai este și familia Dragomir, cealaltă familie care a pierdut o fată. Noi mergem astăzi la părinții lui Sebi, la familia Olariu, familie care, repet, de 7 luni de zile, cel puțin o dată pe zi, vine aici, în acest cimitir din comuna Pantelimon, de la marginea capitalei. Ei aici locuiesc și aici l-au adus și pe Sebi, care la doar 21 de ani, în loc să facă ceea ce fac majoritatea tinerilor de vârsta sa, zace între patru scânduri. Iar așa cum v-am spus, părinții săi vin în fiecare zi să-și vadă copilul. În tot acest timp, de partea cealaltă, vinovatul și familia sa caută tot felul de subterfugii, tot felul de chichițe avocățești, tot felul de variante ca să-l repună în libertate pe Vlăduț, pe băiatul care, ce să faci, atât a putut ca după ce a consumat, repet, acel cocktail de narcotice, să se urce la volanul mașinii sale. Nu vreau să ne focusăm pe Vlăduț, această beizadea, ci încă o dată pe povestea cutremurătoare a celor care suferă astăzi după Sebi și care nu mai speră, din păcate, la justiția mioritică, aia care ar trebui să-i tragă la răspundere pe Vlad Pascu, pe Mario Iorgulescu și pe alte tipuri de personaje de genul ăsta, pentru care justiția se pare că nu există sau e făcută pur și simplu în bătaie de joc. Așa cum bănuiam, Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, este cam fiecare zi la mormântul fiului său. O să încercăm să discutăm cu dânsul și să vedem și noi cam ce trăiește un om care, așa cum v-am mai spus, de 7 luni de zile s-a luptat cu injustiție pentru dreptate. Nu este un om, eu am vorbit cu dânsul înainte, nu este un om care să fie mânat de ură, de răzbunare, dar, așa cum e firesc și normal, ca noi toți, caută dreptate. O dreptate nu doar divină, ci și una în justiție, pentru drama sa, pentru ceea ce a trăit și pentru ceea ce în continuare trăiește. Bună seara, domnule Olariu. Bună ziua. În același loc de 7 luni de zile, cu aceeași tristețe în suflet, cu aceeași nefericire, așa căutați este dreptatea și nu doar dreptatea divină, ci și dreptatea din justiție. Spuneți-ne câteva vorbe despre Sebi, așa cum era el înainte de nenorocirea de la 2 mai din august anul trecut. Ce să vă spun, nu că era băiatul meu, dar era un copil de nota 10. Era un copil care îi plăcea viața, avea foarte mulți prieteni, avea prieteni și mai bogați și mai săraci, mereu se mula pe ei, mânca și la restaurant, se ducea și cu prietenii de la facultate și lua din... Deci era un copil de nota 10 și cred că ați văzut că la mormântare au fost foarte mulți prieteni de-ai lui.
Tocmai ne întorsesem din vacanță. Noi mereu făceam vacanțele împreună. Erați o familie unită, nu? Foarte unită, da. Împreună vacanțe. Le făceam, el le organiza, el era la Facultatea de Geografie și el le organiza totul. Anul ăsta am fost în Italia și în Franța, ne-am întors și mi-a spus tată, un coleg de-al meu de facultate își face ziua onomastică și vreau să merg și eu la 2 mai. Păi, aici o poză, era pasionat de fotografie? Da, era pasionat de fotografie, vrea să devină regizor, vroia, mai avea un an de facultate, vrea să plece în Anglia să-și urmeze visul. Tot el ne spunea, o să vă fac mândri de mine. Și dați mie bani acum, că o să vă umplu eu de bani mai încolo. Și a venit ziua nenorocită când a plecat. Prima oară mi-a spus să-l las cu mașina. Mașina a avut o problemă și nu l-am lăsat cu mașina lui. Și a plecat cu trenul. Ne-am luat rămas bun. El a plecat dimineață, noi ne-am luat rămas bun seara. Că eu am plecat la muncă dimineață. L-am sunat pe la 11. Era în tren. Mi-a spus, tată, e o căldură mare, era prima oară când mergea cu trenul. Au ajuns în Vama Veche. Credeți că dacă ar fi plecat cu mașina, n-ar fi fost pe acel drum? Nu, el nu conducea, când se ducea în club și asta, el doar vrea să meargă cu mașina, doar ca să se ducă în Lidl, să-și ia de mâncare și să, doar pentru atâta. Nu, el nu conducea băut sau nu conducea nimic. Deci, practic, n-ar fi fost ceva ce ar fi putut spune că îi salva viața. Nu, că nu se ducea în club. Și a venit ziua nenorocită. Mai amintiți de momentele acelea când ați fost sunat și ați aflat vestea? Eram la muncă. Eram chiar în pauză. Am primit un telefon. Mi s-a adresat domnul Olariu, am zis da, domnul Olariu, vreau să vă dau o veste foarte urâtă, băiatul meu ăsta a murit. Am închis repede telefonul, nu credeam. Ați crezut că e o glumă? Am crezut că este o glumă, cum se mai fac. Am sunat imediat soția, i-am spus că Mihaela, am primit un telefon și a zis că Sebi nu mai există și că a avut un accident. Cine era la acel telefon? Era de la poliție sau nu. Accidentul a avut loc la 5:20. Pe mine m-a sunat la 10:30. Era chiar o doamnă de la pompe funebre. Chiar doamna care, prin firma ei, l-au ridicat de pe stradă. Mi-am făcut curaj. Am sunat încă o dată. Și mi-a spus, da, domnul Olariu, băiatul dumneavoastră chiar a avut un accident, băiatul dumneavoastră nu mai este. Băiatul dumneavoastră a fost rupt în două și noi l-am ridicat de pe șosea și ne datorați 5.500.000. De cinică discuția, dar până la urmă era doar o firmă de pompe funebre care asta face. Am sunat pe soție, ea a spus, a sunat repede copiii care erau cu ei în grup. Am sunat și eu băiatul, nu răspundea. Telefonul, el încă era la el în buzunar și suna, dar nu mi-a răspuns. A urmat oricum clipe groaznice, nu o să vreau să le reiterăm, le-ați povestit, oamenii le știu de toate aceste, în toate aceste luni. El era nebunit cu filmările, avea un GoPro la el și în momentul impactului GoPro-ul a pornit pur și simplu și a... Cele 37 de minute de minute, groază, da, au fost ascultate de mine exact în...
În momentul după ce am dus băiatul, după ce am fost la Constanța și am luat băiatul acasă la capelă, am venit acasă, am urcat sus în camera lui și m-am uitat pe GoPro și când... Da, nu vă spusese nimeni că acolo ar fi aceste momente, probabil căutam poze înainte ce au fost de acea ce au făcut, da. Ce a plecat. Am rămas, am stat, deși acum știu, toate cele 37 de minute cuvânt, exact momentul impactului, exact momentul când vin martorii, momentul când martorii sunt foarte îngroziți și spun că un băiat este rupt pe din două. Momentul când vine salvarea după 9 minute și ceva, momentul când spun cei de la salvare că sunt, că numai două persoane sunt decedate. Și pe urmă, pur și simplu, cred că s-a închis camera, că n-a mai avut baterie și... S-a terminat... Au fost niște clipe de groază, am ajuns, am coborât jos, i-am spus soției, nu mă puteam calma. Le-am dat și lor să asculte. A fost ceva de groază. Un copil frumos, un copil care își iubea familia și care, acum 5 zile, 6 zile, ar fi trebuit să facă 22 de ani, da, pe data de 15 martie. Și în loc să-i serbeze împreună cu prietenii și cu apropiații, au venit ca toți în copiii, multe seri, cum povesteați la prima noastră întâlnire, da, aici, pe aceste băncuțe, da, să toată, stea alături, da, de Sibi. Așa este. Da, le-am și făcut locul ăsta pentru ei. Ei în fiecare seară, nu există seară să nu vină aici să stea cu Sebi și să facă exact ce făceau ei înainte, când Sebi era în viață. De 7 luni de zile, acești copii sunt niște copii minunați, care arată adevărată prietenie pentru prietenul lor. Domnul Lariu, după acele momente peste care trecem, ați căutat și dumneavoastră, cum am spus și noi la începutul materialului, dreptatea nu doar divină, ci și dreptatea de pe pământ aici, așa pe care este, să vă ofere o instanță. Așa este. Au trecut 7 luni de zile, 7 luni în care ați avut doar termene, unele dintre ele, nu știu dacă pot să le descriu ca fiind ridicole sau batjocoritoare. Pentru telespectatori, o să mai spun acum câteva dintre momentele astea. Unul dintre ele în care judecătoarea, probabil, zic eu, nedocumentată, dacă nu altfel, solicita să vină Sebi în sală, unde este. Și să-i, da? să-i dau buletinul. Să-i dea familia buletinul celui decedat. N-a fost singurul moment de bat jocură și de sfidare până la urmă. Ați mai trăit multe momente. Eu cred că n-a fost. Eu cred că a căutat ceva să-mi ies din minți, să fac ceva, să se mai lungească termenul de judecată. Eu asta cred. Nu există în lumea asta. Acest caz a fost mediatizat pe toate programele, în ziare, peste tot. Nu ai cum să nu știi despre caz. Nu ai cum. Unul de pe stradă, dacă mă duceam și îl luam, eu cred că judeca mai bine decât doamna judecătoare. Da, ce să facem, oamenii cu bani? Asta urma să vă întreb. Senzația noastră după aceste 7 luni de chin este că banii sunt cei care fac ca acest proces să se miște în ritmul în care se mișcă și să n-aibă un curs firesc? Da, la noi în țară, da. Banul e la putere și drogurile sunt la putere la noi. Oamenii cred că vor să afle și lucrul ăsta. Ca după orice nenorocire de genul ăsta, partea cu bani mulți, partea cu putere financiară, cu relații, de obicei o caută pe cealaltă parte, pe partea vătămată, și vine invariabil propunerea financiară. Au venit. S-a întâmplat și la dumneavoastră. Da, a fost o mediere.
în care noi nu ne-am prezentat. A fost o mediere care vreau să ne ofere niște bani. Noi nu căutăm bani, noi ne vrem băiatul înapoi și asta nu se va mai putea. Noi vrem ca să-și primească pedeapsa maximă și părinții lor să simtă ceea ce simțim noi, ce am simțit în astea 7 luni de zile și ce o să simțim toată viața. Familia noastră a fost... Din 4 am rămas 3 și nu cred că o să ne revenim vreodată. Doar Selena ne-a ținut și ne va ține în picioare. Dacă nu era Selena, noi nu mai eram. Selena fiind sora lui Sebi, da. Care ea anul ăsta face 18 ani, care ea își făcuse o groază de vise cu Sebi la 18 ani. Și anul ăsta Sebi o să fie sus în cer și... Și poate o să aibă grijă de ea și de acolo, că așa e normal, fratele mai mare, să vegheze. Ce vrea să facă Selena la 18 ani? Bănuiesc că trebuie să o ia pe un drum, o facultate, o da. Meserie, Selena, o carieră. Selena vrea să devină judecător. Selena a vrut să devină judecător dinainte de caz și acum e cu cât mai înrăită și vrea să devină judecător și să-și urmeze visul. Da, poate să fie un judecător așa cum ar trebui să fie judecătorii. Aș rămâne totuși puțin la partea aceasta cu procesul, în care, încă o dată, 7 luni de stres, de chin, de termene, de amânări. Vă spun eu, nu. 7 luni de bătaie de joc, care am primit, 7 luni de zile am stat și am... Din partea cui e cea mai bătaie asta de joc? Din partea procurorului? Din partea judecătorului? Din partea cui simțiți? Din partea sistemului. Sistemul. Da. Și din partea banilor care... Înțeleg că s-a pornit pe ucidere din culpă, s-a mers după aceea pe omor calificat? Nu, noi tocmai acum am schimbat pe data de 4 aprilie, vreau să-i schimbăm încadrarea de la ucidere din culpă la omor calificat. Vroiam, are atâtea 5 substanțe în sânge, fugă de la locul accidentului, doi morți care... care băiatul meu l-a rupt de la jumate, fata a avut capul zdrobit, părinții Robertei nu și-au văzut fata, a avut coșciugul capsulat, 4 copii care au fost și vor rămâne marcați pentru toată viața. Ce să vă mai spun? Am văzut că tânărul Pascu este dispus, s-a făcut de fapt acord de recunoaștere, adică a admis ceea ce oricum știam și noi cu toții, că era drogat și că a omorât doi copii. Vrea o treime din pedeapsă să-i scadă prin recunoaștere, nici nu avea cum să nu... Să recunoști când ai făcut un furt, recunoști când ai făcut ceva ce a văzut o țară întreagă, nu vei văd ce era de recunoscut. Da, el a mers pe recunoaștere, pe partea de ucidere din culpă. Acum, dacă judecătorii sper pe data de 4 să schimbe încadrarea, nu știu dacă va mai merge pe partea de recunoaștere. Că pedeapsa o să fie mult mai mare. Da, recunoașterea la ucidere din culpă, da, a recunoscut și consumul acelor substanțe. Da, acum a recunoscut deci, tot. Și a recunoscut tot ceea ce au constatat procurorii și organele... Dosar împotriva lui, el a recunoscut. Bun. Asta înseamnă o treime dintr-o pedeapsă de 7-8 ani, 10 ani, depinde cât o să vrea. Da, el aproape un an l-a făcut. Că am înțeles că se ia din momentul când arestării, se ia și anul... Arestul preventiv. Arestul preventiv. Da. Sper ca judecătorii acum, sper în primul rând să strămute dosarul la Constanța, sper să
Da. De ce spera să-l strămute? Adică e clar că dumneavoastră, familia și dumneavoastră, da, special, am făcut o cerere numai, de strămutare. Nu mai credeți în justiția acestui complet, nu mai cred în justiția celor din Mangalia, da. Eu cred că acolo... Acum, e greu să spunem lucrurile neavând o dovadă, dar senzația dumneavoastră este că, cum am spune noi românii, s-au umblat la judecători, sub o formă sau alta. La ce s-a întâmplat în cele două termene, eu așa spun. Așa cred. Nu mai știu ce să cred. Credeți-mă că suntem niște oameni terminați și vrem doar dreptate să se facă. Nu ne trebuie bani, nu ne trebuie nimica. Noi am fost o familie modestă, noi am fost o familie care chiar a muncit pentru copiii noștri, noi am fost o familie care ne-am dedicat doar lor și numai lor. Nu ne trebuie bani acum din partea lor. Pentru ce? Pentru că ne-a luat persoana cea mai dragă nouă. Pentru ce? Ce să facem cu banii? Sunt niște bani murdari și nu avem nevoie de bani. Noi vrem doar să se facă dreptate și că Sebi, prin noi, eu cred că luptă ca să-și primească pedeapsa maximă la Pascu. El arată foarte bine, l-am văzut prin videoconferință, s-a tuns, este gras, era îmbrăcat, era foarte sigur pe el. Deci știe că s-a umblat undeva unde trebuie și dacă judecătoarea l-a întrebat pe el dacă e de acord ca pe data de 4 să nu înceapă procesul la ora 9, să înceapă la 10, ce să mai credem așa? Deci întrebi tu deținutul care el normal trebuie să vină și nu ne întrebi pe noi care venim de la București, am plecat în astea două proceste, am plecat la ora 4 ca să fim la 8:30 acolo. A mai fost un act de sfidare, zic eu, la ultimul termen în care v-ați dus în sală cu poza lui. M-am dus și iarăși ați fost luat la întrebări. Da, m-am dus cu poza lui tocmai să vadă cine sunt. Am crezut că și atunci s-a uitat în dosar și m-a întrebat că eu cine sunt, i-am spus că sunt tatăl lui Sebi și că am venit și cu poza lui. S-a uitat și s-a râs așa ironic la mine și pe urmă m-a întrebat-o pe soție, dumneavoastră cine sunteți? A zis că sunt mama lui Sebi și după câteva secunde încă o dată m-a întrebat-o, dar dumneavoastră cine sunteți? Ce să mai spun? Ce să mai spun că... Credeți că luptând pentru dreptate în cazul lui Sebi, cumva ajutați și societatea în ansamblu ei, pentru că astfel de beizadele, astfel de copii să se gândească de două ori atunci când se urcă la volan sau când fac câte o imprudență de genul ăsta? Da, eu cred. Tocmai s-a votat în Parlament legea 2 mai, am înțeles că a fost aprobată și tot prin Sebi, prin moartea lui, eu cred că prin această lege o să fie mai puțin drogați la volan și o să viața, nu o să mai moară atâți oameni nevinovați. La un anumit moment o să fiți gata să iertați definitiv această faptă? Niciodată, chiar. Vă spun sincer, până voi închide ochii, nu am cum să iert. Dacă era un om care a sărit un copil în fața lui, nu era băut, nu era drogat, atunci este altceva, atunci chiar este ucidere din culpă. Dar când te urci la volan cu 5 substanțe în tine, să mergi cu o viteză de 140 la oră, cu mașină fără asigurare, și să-i spulberi, să intri într-un grup de copii, să-i spulberi, eu nu cred că îl voi ierta toată viața mea. Domnul Olariu, să sperăm că dreptatea aia pe care dumneavoastră o așteptați chiar se va întâmpla, să nu mai trăim o sfidare de genul ăsta și Dumnezeu să-l odihnească pe Sebi, acolo unde este, și să vă dea puterea dumneavoastră și familiei să continuați drumul ăsta. Să știți că este greu. Foarte greu.
am auzit cuvintele astea, că să mergem mai departe, dar este foarte greu. Un om care nu trece prin aceste... Eu, din momentul când m-a sunat și am aflat că Sebi a murit, din momentul ăla, eu, casa noastră, mă credeți că este momentul ăsta, este un cavou, este o liniște. Noi stăm seara, vin prieteni și intrăm în casă doar să dormim. Noi nu mai putem să stăm în casă, noi nu mai putem. De-aia am început și munca repede. Este foarte, foarte greu. Fata face... merge la psiholog de două ori pe săptămână. Sper, sper să... doar ea să treacă peste asta, dar noi nu. Oameni buni, România reală este și asta de care noi am vorbit acum, din păcate, România șmecherilor, România celor cu bani, România celor puternici, care își permit să-și facă propria dreptate așa cum consideră și așa cum vor. Poate totuși, la un moment dat, România asta o să ajungă și România frumoasă, România normală, România românilor obișnuiți și nu cei dincolo de limite. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Da, oameni buni, ați văzut partea aceea tristă. De acolo am simțit nevoia să mă întorc și eu și să vă aduc și pe dumneavoastră în nord, la Bogați, într-un cartier în care viața decurge mult mai frumos, oamenii par mult mai veseli, mai liniștiți, mai fericiți. Și da, suntem aici, în spatele Casei Presei, într-o locație unde, până să-i tulbure justiția viața, tânărul Vlad Pascu stătea liniștit alături de familia sa, făcea acele petreceri pe care le-ați văzut cu toții și ducea viața bună de care s-a bucurat până la acest accident care i-a tulburat existența. E bine, aici, așa cum o să vedeți, vorbim de o proprietate celebră. Este o proprietate pe care a avut-o un fost arhitect al capitalei, la fel de celebru, domnul Bold, și pe care a vândut-o, înțeleg, ulterior familiei Pascu. Mă rog, a fost o tranzacție corectă, justiția n-a avut nimic de spus, nu despre asta vorbim, dar o să vedeți cam cum arăta una din cele peste 300 de proprietăți pe care familia Pascu le deținea și le deține în continuare, până în momentul în care a devenit celebră, așa cum ați văzut. Cum vă spuneam, oameni buni, o mică căsuță cu toate facilitățile în care oamenii aceștia cu mulți bani își duceau traiul. Am mai spus și mă repet, nu putem condamna bogăția, mai ales dacă ea a fost făcută cinstit. Putem însă condamna aroganța, sfidarea, bătaia de joc și încercările acestea josnice, acestea teribile, de a înclina balanța justiției așa cum doresc ei, bogații. E bine, bogații noștri din povestea de aici sunt familia Pascu, oamenii aceștia care, încă o dată, au în București 88 de imobile pe numele domnului Pascu, seniorul, și 200 și ceva de imobile pe numele doamnei Pascu, doamna. Sunt imobile în zone de lux, nu doar aici unde au locuit, ci vorbim de nordul capitalei, de Parcul Herăstrău, acolo unde există două blocuri cu multe etaje, plus alte proprietăți adiacente. Vorbim de imobile în zone de lux din Constanța și în multe alte locuri, nu le mai știm numărul. Pentru oamenii aceștia, viața nu avea provocări până la momentul în care fiul lor a făcut ceea ce a făcut, urcându-se beat, drogat, de fapt, la volan și comițând aceste omoruri. Acum, așa cum știți, viața lor s-a complicat. Până la urmă și-au complicat-o singuri.
De ce? Pentru că asta a fost educația pe care ei au fost capabili să-i o acorde tânărului de 19 ani, pe care fără niciun dubiu l-au scăpat de sub control. Ăsta a fost probabil ghinionul lor. Să vedem dacă ghinionul lor va fi doar al lor, așa cum poate ar trebui să fie, sau și al nostru, al celorlalți, pentru că vom avea odată în plus o dovadă că justiția ne sfidează, că justiția nu este pentru toată lumea la fel și că justiția își înclină într-un mod cât se poate de părtinitor balanța către cei care au mai mult în portofel sau în contul personal. Să dea Dumnezeu să ne înșelăm și lucrurile să meargă pe făgașul normal. Dar până acum, așa cum au derulat prin fața noastră episoadele de la instanță, sunt sceptic. Să dea Dumnezeu, repet, să mă înșel eu și să își facă justiția treaba. Da, oameni buni, asta a fost România Reală, prima ediție. Vă mulțumesc din suflet tuturor că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit și pe prima parte, dar mai ales pe a doua, aceasta pe care eu am făcut-o, credeți-mă, din tot sufletul. Am încercat și o să încerc de câte ori pot să-i ajut pe oamenii disperați, pe oamenii care își strigă neputința, pe oamenii care vor să-și ceară drepturile lor, nu altceva. Cred că asta este menirea unui jurnalist. O să încercăm, vă promit acest lucru, atât eu cât și echipa de la Prima News, o să încercăm să mai facem genul ăsta de materiale, să ieșim din redacție, pentru că până la urmă asta înseamnă televiziune, asta înseamnă mass media, nu neapărat să stai la o măsuță și să discuți cu un politician, cu un guvernant și așa mai departe. Sigur, e importantă și partea aia, dar și cealaltă în care, așa cum ne spune chiar numele, ne îndreptăm și ascultăm România Reală, România românilor, România oamenilor necăjiți, oamenilor cu probleme, oamenilor disperați, oamenilor care își caută dreptatea, așa cum a fost și familia lui Sebi și cum continuă să fie, din păcate, pentru că încă nu și-a găsit acea dreptate. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Noi să luăm un weekend, o mică pauză, după care de luni ne apucăm de muncă. De ce? Pentru că vrem să vă livrăm un produs de calitate vineri de vineri, începând cu orele 20, aici la Prima News, la România Reală. Oameni buni, mulțumesc încă o dată. Asta a fost prima ediție a României Reale, cu mine, Dan Bucura, și cu dumneavoastră, un public minunat.